timp de 200 era un pic cam cu foarte multe emoții, eram am dat asta, să întrebam să încă și întreabă o piesă care să circula, să știi să fie și de factură consonantă, să fie altfel de limbaje experimentale. Și pentru care ar face ca într-un fost așa de sală și care acum este în construcții, intru, mă întâlnesc pe o doamnă prezență al care nu știu, au fost și renumesc. Foarte frumos, intră cu bunele dominețe și mă vede destul de nestăpânit, destul de emoționat. Mă întreabă ce se întâmplă, ce se întâmplă. Și spun postul, fără să știu că toată urmea era tot mai cea care s-a dovedit că nu va schimba un pic și traiectoria. Până atunci am convins, eram paganist convins, îmi plăcea muzica clasică, romantică, până la de exemplu, până la un mare din cel mult mare. Și tot vorbind și spunându-i păsul, spune, da, nu știți, într-o zi îți aduc o piesă care se și cântă, n-am mai văzut de foarte multă vreme și hai să vezi că piesa asta e să și câștigi. Nu numai acum, la peste 100 de jumate, hai să vezi că piesa te va și reprezenta. Piesa care ați auzit-o auzit-o într-o interpretare extraordinară de energică, chiar în cadrul acestei serii, domnișoarei Corina Bălui, cu adică Adența. Numai că a avut darul de a schimba, de a metamorfoza, dar ne impuși o anumită direcție. Vorbeau toți ischișii și rușii mei antevorbitori de fenomenul neoconsonant, noua muzică consonantă. Este o direcție care nu mai o apelez, dar face parte din fenomenul secolului 20 și secolul 21 în Craț. Sunt auspiciile acestei direcții care a fost promovată de școala regională postmodernă. Ramificația și semnificațiile sale a acestui stil sunt extraordinar de vaste. Pentru că faptul că anumite alternanțe de consonanță cu disonanță, dar faptul că această lucrare mi-a schimbat un pic punctul de vedere și maniera de a vedea lucrurile a avut asupra mea un efect de nemai comuns conexii. Că această piesă a reprezentat un premiu special la acel concurs și la aprecierile publicului și aprecierile jurului de specialitate, această piesă o am ca o amintire întotdeauna. Pentru că am memorat-o foarte ușor și am și amabilitatea domnului profesor Sotomanichico. A fost și înregistrată, fiind pusă pe internet, numărul de accesări ale acestei piese cu mine este mult mai mare decât de orice alt lucru care a fost pus până acum. Și piesa are 6 ani. În această seară vreau să vă lucrez la de Bună, și un nou prieten, de faptul că sunt semnificative. Primul dintre acesta este piesa care a deschis această seară cu o interpretare și o nețe a stărilor și a emoțiilor suspinse de mestru Stefan Mitesoreanu, exact pe tema cultului vas.